când ai îmbrăcat prima dată tricoul lui Dinamo? Acum nu l-am tricoul lui Dinamo, bă, că n-am emblema, dar totuși sunt acasă, suntem aici pentru Nea Mircea Lucescu. E o onoare să l-am antrenor și chiar mă bucur că m-am revăzut cu foștii mei colegi și putem să jucăm din nou împreună, pentru o cauză nobilă. Ce indicații ți-a dat domnul Lucescu sau domnul Andone? Cum e că sunt împărțite sarcinile aici, văd? Amândoi ne-au dat. Ne-a zis să câștigăm, asta e cel mai important. Din nefericire avem de recuperat un gol, dar în cel mai greu adversar azi a fost căldura. Trecem și peste asta și în repriza a doua sper să întoarcem rezultatul. Cine a fost mai dur, Nea Ando sau Nea Luce? Amândoi sunt la fel de dur prin cuvinte, doar prin cuvinte. Te așteptai la mai mulți fani, mai ales prostor? Da, într-adevăr, mă așteptam la mai mulți fani. Totuși facem un meci pentru o cauză nobilă și mă așteptăm ca să fie spectacol în tribune și să ajute acest caz că are nevoie. Fanii la proteste, ce spui? Sincer, nu le aud. Am venit aici să joc fotbal, foștii mei colegi. Sunt obișnuit la Dinamo că n-au fost numai încurajări și pe mine chiar m-am înjurat de foarte multe ori. Nu e o noutate, dar așa sunt suporteri. Situația clubului nu este una ok, știm cu toții. Și eu ca suporter acum sunt alături, cred că nu convine situația, clar. Dinamo în locul ei se bată la titlu. Acolo așa am fost crescut și așa vreau să rămână. De bubble gum.